cine îl cunoaște într-adevăr pe Marinescu știe că a făcut sport toată viața lui. Am practicat notul, după aia am practicat handbalul de performanță, am terminat junioratul și un an la senior la clubul Dinamo București. Tot ceea ce am învățat în sportul pe care l-am făcut voi aplica de acum încolo în cușca Eriksev. Vin cu un mare bagaj în spatele meu de motivație, determinare și mindset-ul l-am avut și mi l-am format acolo. Este acela de a nu renunța și a câștiga, a da totul pe teren, indiferent dacă vorbim despre handbalul pe care l-am făcut sau despre lupta în cușcă. Primul meci mi s-a părut foarte greu, a fost dovada vie că îmi merit locul în Gala Mare. Nu o să pierd în Eriksev pentru că îmi doresc să rămân mai mult în picioare decât vă doriți voi să cad jos la pământ. Data de 1 noiembrie voi întâlni pe justițiarul. Îmi doresc să fie un meci palpitant, cel mai bun să câștige și bineînțeles eu îmi doresc în continuare să rămân ultimul mohican și în meciul acesta. De ce? Pentru că Marinescu is the king. Justițiare, mă bucur că o să am meciul cu tine pe data de 1 noiembrie în Gala Eriksev 45, dar fii conștient că vin acolo în gală să mă prezint pentru a-mi lua cea de-a treia victorie. Și nu văd acel meci de pe data de 1 fără a nu-l câștiga eu.